Bun găsit tuturor! Se pare că nu se termină un scandal, că imediat începe altul. După intrarea Bianca în casă și discuțiile ce au fost despre faptul că ea ar fi un cuplu cu Patrick de câteva luni, după ce ieri am aflat că Rebecca urmează să fie descalificată săptămâna viitoare în urma unor amenințări și sări la bătaie împotriva concurentei abia intrate în casă, aseară am aflat cu stupoare că va fi un scandal mai mare decât toate cele de până acum. Se pare că la vestiare a existat un conflict destul de dur între Roberta și Virginia și care se va încheia cu șifonarea destul de urâtă a Virginiei și apoi cu refuzul acesteia de a mai intra la filmări și că din cauza aceasta gala nu s-a filmat așa cum a fost planificată. Acestea sunt informații vehiculate aseară peste tot în online și nu este încă ceva atât de sigur. De aceea spun să privim această informație cu o oarecare rezervă până vom avea o confirmare clară. Deoarece acest conflict s-ar fi desfășurat la vestiare, orice este posibil dacă el s-a întâmplat cu adevărat. Pentru că se poate inclusiv ca în emisiune să nu se pomenească nimic, mai ales dacă nu a fost fost atât de grav pe cât i s-a dat amploarea seară. Dar, dacă s-a întâmplat așa, atunci clar nu există decât o soluție. Descalificarea, pentru că, indiferent ce ar fi făcut Virginia în trecut, nimic nu justifică asemenea acte, fie ele și în culise. Văzând conflictul început ieri între Virginia și Roberta, pare destul de viabilă această informație, mai ales că există o săptămână întreagă între ziua de ieri și conflictul propriu zis, având timp destul să dospească o furie ce va lua anumite forme peste o săptămână. Așadar, dacă toate acestea se adevăresc, săptămâna viitoare vom avea o săptămână plină, totul culminând spre finalul săptămânii cu două conflicte majore care se vor lăsa cu cel puțin o descalificare, pentru că dacă la Rebecca sunt destul de sigur că va fi descalificată, la Roberta trebuie să așteptăm să vedem. Pe de o parte, dacă chiar va fi acest conflict, iar pe de altă parte, să vedem ce pedeapsă ar primi Roberta dacă asta se va întâmpla. Cam atât deocamdată, până data viitoare, toate cele bune vă doresc.